his life. Bravo, guys, bravo! 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 Da, mi-a zis, zice, am blocat-o la aștept, l-am putut. Ai marcat primul gol într-un meci neoficial, pe când primul gol într-un meci oficial. Sper să fie cât mai devreme, chiar la primul. Doamne ajută să marchez cât mai mult, să am evoluții cât mai bune, dar în principal este necesar să câștigăm, nu contează cine marchează și îmi doresc să luăm toate cele trei puncte la fiecare meci disputat. Bravo copii, bravo, bravo Vasile. Cum să meargă? Deocamdată zic eu bine, pentru primul meci în care am jucat mai multe minute, pentru că am avut o întorsă, zic că bine și sper să fie din ce în ce mai bine. Deci te simți bine în haine de lup? Da, da, chiar mă simt bine, chiar îmi doresc să fac performanță și, cum am spus-o și când am venit prima dată, îmi trăiesc visul și vreau să joc cu zâmbetul pe buze și să bucur și orașul. Ce zici de jocul cu Iașu din Cupa, în vedere și cum se prezintă la momentul ăsta? Sunt șansele mai mari? Jucăm pe teren propriu, într-adevăr, dar sunt diferențe de eșalon, ei sunt în prima divizie și trebuie să îi tratăm ca atare, pentru că au mai multă experiență ca noi. Cred eu că ei pornesc ca și favoriți, chiar dacă trec printr-o perioadă proastă,
Acum, din câte am văzut, s-au schimbat și antrenori. Am văzut că băieții te strigă Romica. Da, mă strigă și Romica, și Roma, și Romi. Cum le vine mai ușor, dar nu mă deranjează. Sunt obișnuit cu toate poreclele de la Romario.